la doamna Grapini cu o întrebare legată de alte forme de irigare a agriculturii. Agricultura se irigă și cu apă de la ploaie, dar și cu lichidități bănești. Una dintre destinațiile unor astfel de surse financiare este și cea legată de promovarea produselor românești. E important să le protejăm, dar e bine să le scoatem de pe listele acestea birocratice și să le punem pe masa și în cămările consumatorilor europene. Pentru asta este poate nevoie și de un sprijin financiar dedicat. Credeți că există astfel de resurse disponibile pentru astfel de utilizări? Da, e o mare deosebire și ați marcat bine aici. Una e protecția, alta e promovarea. E clar, dacă luăm toate produsele românești, nu numai cele agricole, nu sunt suficient promovate. Asta este clar, de la produsul turistic până la produsele meșteșugărești și alte produse. Dar acum vorbim de produsele agricole. Ca să răspund punctual la întrebare, eu cred că promovarea se poate face pe trei căi. O promovare instituțională cu participarea la târgurile internaționale cu produsele românești și aici trebuie alocat un buget de la bugetul național, dar pot fi și bani europeni. O a doua formă de promovare este evident a producătorului sau a asociațiilor de producători care pot să pună la un loc un buget și să promoveze. Totdeauna am luptat să existe aceste bresle, aceste asociații profesionale și, sigur, și promovarea europeană. Însă, aș vrea să spun un singur lucru. Greutatea care stă acum în promovarea produselor, pentru că știu ce înseamnă să-ți faci un buget de marketing, materiale de promovare și așa mai departe, astea sunt costuri. Întreprinzătorii mici despre care vorbea domnul ministru, fermierii mici, nu au bugete pentru așa ceva. De aceea, cred foarte tare că noi trebuie să construim în România acel lanț valoric, începând de la și această asociere, începând de la promovare până la depozitare și până la vânzare, pentru că dacă lăsăm așa fărâmițat cum este acum, evident că nu se vor putea lupta cu fermierii din celelalte state, pentru care eu mă lupt de când sunt în Parlamentul European să ajungem și noi la o subvenție egală cu celorlalți fermieri din alte state. Știm bine că ai noștri primesc mai puțin. De asemenea, e bine dacă nu a fost cuprins în, deși pentru alte state s-a acceptat irigația în PNRR, putem să folosim bani din fonduri europene și, cum spunea domnul ministru, din bugetele celorlalte ministere care au luat bani prin PNRR, dar în orice caz avem de lucrat cel puțin la două lucruri și anume acea creare a lanțului valoric de la produs, colectare, distribuție, vânzare. Nu știm bine că aici o discuție foarte largă, nu încap produsele românești să fie în hipermarketuri, n-au loc, se pun tot felul de obstacole, le-am pățit și eu când eram producător, taxă de raft, taxă de nu știu ce și nu mai ajunge micul producător să promoveze acolo. Poate ne gândim și la un lanț de distribuție 100% românesc. Eu am făcut asta în textile, 100% brand românesc și a funcționat.